Asociația Zona Metropolitană Târgu Mureș a fost înființată în 2006 în scopul dezvoltării zonei metropolitane Târgu Mureș din perspectiva relațiilor economice, sociale, culturale, turistice, sportive existente între autoritățile administrației publice locale, componentele zonei. Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară de joi 13 august modificarea actului constitutiv și al statutului, cu amendamentul că în Consiliul Director al Asociației vor fi 5 membri, dintre care 2 co-președinți, 2 vicepreședinți și un membru secretar. Deși a fost înființată de 9 ani cu scopul de a dezvolta zona metropolitană, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Cred că, până la urmă, e normal ca principalul motor al dezvoltării zonei metropolitane să capete acest rol și de asemenea să găsim forme în care această asociație să funcționeze. Adică să legăm președintele Consiliului Județean de primarul municipiului reședință de județ. Mai mult, din lista membrilor Asociației Zonei Metropolitane lipsește Sântana de Mureș, localitate care nu a putut fi cooptată potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș. Acolo cineva a lăsat moștenire să nu facă parte din zona metropolitană, că Sântana de Mureș și județul învecinat, să zic așa. Acum, eu am discutat pe diferite căi, și politic, și administrativ. N-am reușit să-i aducem. În esență, modificările celor două acte vizează completarea obiectivelor asociației, reglementarea primirii de noi membri, a obligațiilor membrilor, a termenelor și mijloacelor prin care se face convocarea Consiliului Metropolitan, a modului de desfășurare a ședințelor și adoptarea hotărârilor, stabilirea unor măsuri legate de componența și funcționarea Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, respectiv înlăturarea unor prevederi statutare care sunt contrare dispozițiilor legale incidente.